Ordonanța 6 pe 2019 le permite celor care au acumulat datorii la bugetul de stat să nu mai plătească penalități și chiar să scape de o parte din suma principală restantă. Legea împarte datornicii în două categorii, în funcție de suma restantă la data de 31 decembrie 2018. Astfel, celor care datorează bugetului de stat mai puțin de 1 milion de lei, li se vor șterge penalitățile dacă vor achita debitul până pe 16 decembrie. Noile prevederi îi avantajează și mai mult pe mari datornici, explică cei de la finanțe. Peste 1 milion de lei se poate face un plan de restructurare prin care se pot reduce inclusiv debitele, pe lângă accesorii, până la 40-50% din acestea, cu posibilitatea achitării lor în avans. La debitorii sub 1 milion de lei se referă la acei contribuabili la care se pot scuti dobânzile și penalitățile, accesoriile restante în sol la 31-12-2018. Acestea trebuie se pot scuti dacă sunt achitate debitele până pe 15 decembrie 2019. Inclusiv obligațiile anului 2019. De precizat este faptul că, indiferent din ce categorie fac parte cei cu datorii, trebuie să ceară în scris ștergerea penalităților. Din momentul depunerii cererii, măsurile de executare silită se vor suspenda. În Olt, peste 7.000 de persoane fizice și juridice, entități fără personalitate juridică sau primării pot scăpa de penalitățile acumulate pentru datoriile neplătite. Noi am identificat în baza noastră de date în jur de 7.700 de persoane care pot beneficia de facilitățile fiscale instituite prin ordonanța 6. La momentul actual avem depuse un număr de 175 de notificări. Contribuabilii trebuie în prealabil să depună o notificare că intenționează să beneficieze de aceste facilități. Li se dă în termen de 5 zile un certificat fiscal prin care li se aduce la cunoștință debitul care trebuie achitat și suma de care ar beneficia ca facilitate. Din numărul total de cereri depuse, majoritatea sunt din partea contribuabililor cu debite mai mici de 1 milion de lei. Suma totală pe care o datorează bugetului de stat este de 7,5 milioane de lei, din care 4,8 milioane debite și 2,6 milioane de lei dobânzi și penalități. Sunt și 4 solicitări formulate de contribuabilii cu datorii de peste 1 milion de lei pentru sume totale restante de 40,3 milioane de lei, din care 35,6 milioane debite și 4,7 milioane penalități.